Stimați colegi, stimați reprezentanți mass media, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre pentru această conferință de presă legată de cele de-a 5-a ediție a BookFest. Pentru prima dată, această ediție a BookFest-ului va avea loc sub un altul patronaj a celor doi președinți, Klaus Iohannis și Maia Sandu. Pentru prima dată, va avea loc la Universitatea de Stat din Moldova, în această hală, în evidentă vecinătatea centrului Mediacorp, care a reușit într-o scurtă perioadă de timp să devină un centru important de referință al Universității de Stat din Moldova, cu multiple activități, multiple acțiuni și, într tot într-adinsul, împreună cu colegii și toți participanții, ne-am străduit să-l dăm exploatare cu ocazia acestui eveniment. Anul acesta vom avea mai multe noutăți, despre care vă vorbi și colegii. La prima ediție din anul 2016 am observat un punct de atracție pentru Chișinău, pentru Republica Moldova, editorilor din România, fapt care pot să mă confirme și domnul director executiv al Asociației Editorilor din România, domnul Mihai Mitrică, care la capitolul legat de vânzări de carte, Chișinău a fost pe locul 2 după BookFest-ul de la București. De aceea, de la Chișinău se citește, la Chișinău este interesat de carte, a vrut să aducem mai aproape de inima Chișinăului și vreau pe această care să mulțumesc tuturor pentru organizarea acestui eveniment. O să-mi permit în continuare să-i ofer cuvântul domnului Ministru al Culturii al Republicii Moldova, domnul Seaciu Prodan. Stimate domnul ministru, mulțumesc. Mulțumesc, domnul rector. Stimați reprezentanți a mass media, acest eveniment este unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului și mă bucur că am putut să continuăm această frumoasă tradiție de organizare a salonului de carte BookFest aici, la Chișinău. Ministerul Culturii a susținut, susține și va susține în continuare atât în mod special Salonul de Carte BookFest, cât și editurile din Republica Moldova, cât și bibliotecile din Republica Moldova, cititorii din Republica Moldova. Este inutil să menționăm cât de importantă este cartea în sistemul cultural. Este unul din reperele culturale ale oricărei țări și, bineînțeles, și a Republicii Moldova. Sunt mândru de a face parte din cei care cofinanțează acest eveniment. Ministerul Culturii a întreprins acest an, împreună cu Guvernul, împreună cu Parlamentul, anumiți pași în susținerea trendului de lectură de carte în Republica Moldova. Mă refer în mod special la inaugurarea zilei lecturii pe 14 februarie. Iată, de anul viitor vom începe o nouă tradiție să sărbătorim ziua lecturii în Republica Moldova, dar asta nu înseamnă că vom citi doar pe 14 februarie. Asta înseamnă că vom avea o sărbătoare a noastră comună. Vom citi mai puțin pe 14 februarie și vom citi mai mult anul împrejur. Din alt punct de vedere, deci Ministerul Culturii a inițiat modificări legislative, amendăm legea editurilor în Republica Moldova, editarea de carte, introducând noțiuni noi, cum ar fi cartea electronică, cum ar fi cartea audio, cum ar fi finanțarea revistelor culturale, de exemplu, da? Noțiunea de revistă în lege pentru a găsi, a putea aduce presa literară în capul mesei. Deci Ministerul Culturii, Guvernul trebuie să susțină și editarea de cărți, dar și publicațiile culturale din Republica Moldova, dar și toate posturile de televiziune, toată mass media care va dori să dedice rubrică specială culturii și nu va lipsi această
rubrică în continuare, vor putea beneficia pe bază de concurs de finanțare. Bugetele dedicate editării de carte, bugetele dedicate publicațiilor culturale vor crește în continuare, începând de anul viitor, dar și anul acesta am găsit pe interior resurse pentru a spori această finanțare și a nu lăsa să începem de anul viitor, o să începem de anul acesta. Îndemn toată lumea să vină la acest minunat, la această minunat eveniment cultural, la Salonul de Carte Bookfest, să ne vedem în fața rafturilor cu minunatele ediții de carte. Vreau să vă spun că sunt mândru de editorii din Republica Moldova și din punct de vedere tematic, dar și din punct de vedere material, palpabil. Deci cărțile noastre sunt de o calitate excepțională, demnă de orice bibliotecă mondială. Noi întreprindem măsuri împreună cu Biblioteca Națională, cu toate bibliotecile din țară, să diversificăm serviciile bibliotecilor, astfel încât să atragem copiii, în primul rând copiii în bibliotecă, chiar și în ideea de a avea posibilitatea părinții să lase pe câteva ore copiii în bibliotecă, nu doar ca să citească, chiar jucându-se înconjurați de cărți frumoase, dragostea față de carte în sufletul copilului va naște. Cititul este foarte periculos. El trezește adicție. Este acea adicție care trebuie să o încurajăm și să o fortificăm. Eu vă mulțumesc din suflet, doresc succes Salonului de Carte. Vreau să mulțumesc tuturor organizatorilor pentru efortul depus. Vreau să mulțumesc partenerilor care susțin acest eveniment. Vreau să mulțumesc colegilor din România care în acest an în mod deosebit au manifestat o susținere domnului Mitrică și Asociația Editorilor din România, prescurtat AIR. Deci avem nevoie de carte bună ca de AIR. Este de fapt un slogan și să le mulțumesc din suflet și le doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. Da, vă mulțumim și noi, stimate domnule ministru, pentru sprijinul constant care îl acordă Ministerul Culturii acestui domeniu important. Am uitat să spun ceva foarte important. Da, vă rog frumos. Da. Tot simțeam eu că am uitat să spun ceva. Ziceam de susținerea editurilor, susținerea bibliotecilor, apropo de copii la biblioteci, în întâlnirile din bibliotecile raionale, Sătești, peste tot, ne spuneau domn ministru, avem nevoie de carte nouă. Ne-am săturat să primim donații de carte veche și uzată. Dați-ne, vă rog, o posibilitate de a procura cărți noi, frumoase. Și Ministerul va depune tot efortul ca în bibliotecile noastre să ajungă cărți noi. Și un îndemn către editori, nu uitați de cartea pentru copii. Este extrem de important. Și ziceam de susținerea cititorilor. Deci în acest an, împreună cu colegii din Parlament, am lansat voucherul cultural. Toți tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani vor primi un voucher de 1000 de lei pe care îl vor putea cheltui pentru produse culturale de calitate, inclusiv carte. Bineînțeles, implementarea va necesita ceva timp pentru că e vorba de un mecanism nou și de ajustare la vânzarea de carte. Dar cu siguranță din aceste vouchere care an de an vor fi în mod permanent incluși în bugetul de stat, vor putea tinerii să-și procure cărți noi din librăriile din Republica Moldova. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu încă o dată, domnule ministru, pentru aceste eforturi constante de a sprijini acest subsector al industriilor creative, domeniul cărții, prin diferite mecanisme care au existat la Minister sau prin cele noi care le-ați menționat dumneavoastră. Vreau doar să adaug că fondul de carte al bibliotecilor din Republica Moldova se va completa în acest an și cartea,
care va fi pusă la dispoziție de către editurile din Republica Moldova și România, primind accesul gratis la acest tablou, dar cred că mai detaliat acest subiect, o să vorbească în continuare doamna director a Bibliotecii Naționale, Elena Pentelie, biblioteca fiind un partener al povestei. Doamna director, vă rog. Mulțumesc mult, stimate domnul ministru, domnule rector, domnule director, onorată asistență, Biblioteca Națională a Republicii Moldova și în acest an este partenerul Festivalului Internațional de Carte Bookfest. În calitate de partener ne onorăm în continuare să lucrăm și am lucrat asupra catalogului Bookfest-ului. Totodată, întreaga echipa Bibliotecii Naționale este organizată și implicată în organizarea unor lansări de publicații care se vor desfășura în parcursul acestor zile ale Bookfest-ului în Biblioteca Națională, asigurând atât public cât și condiții de desfășurare. La fel, cum a menționat domnul rector Igor Șar, Biblioteca Națională va fi responsabilă și de gestionarea donațiilor care vor parveni din numele editurilor. Ele sunt gestionate de Biblioteca Națională ca completând Biblioteca Națională și asigurând în continuare accesul acestor cărți ca donații gratuit pentru bibliotecile din Chișinău, dar și din țară. La fel, în cadrul acestui eveniment, Biblioteca Națională va fi parte a evenimentelor care se vor desfășura atât în Mediacorp, cât și în alte spații. Totodată vin să felicit Universitatea de Stat, care în termen scurt a reușit să creeze aceste condiții favorabile pentru organizarea și desfășurarea unui eveniment de amploare cum este Bookfest-ul. Sperăm că anul acesta la Bookfest vor fi prezente atât cărți cât și autori care cu siguranță, în special în perioada pandemiei, nu au reușit să lanseze cărțile scrise și scoase. Deci vom avea anul acesta un festival adevărat al cărții și lecturii aici în Mediacorp cu autori atât din Republica Moldova cât și cu carte foarte bună editată în Republica Moldova și în România. Deci vă așteptăm pe toți la evenimentul principal al anului al cărții și lecturii Bookfest 2022 alături de scriitori, de utilizatori, de editori și de toți iubitorii de carte. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, stimată doamnă director. De altfel, aducerea Bookfest-ului aici, în inima Chișinăului, după construcția acestei care dovatice, ne permite să-i corespundem tuturor exigențelor înaintate de asociații de editorilor de cele două state, ne vor da inclusiv și posibilitatea să organizăm lansările de carte care sunt anunțate în program și care vor avea loc în această sală a Mediacorpului. Un pic de alte lansări de carte care duc avind doar un singur spațiu. Fie că este sala Senatului, spațiu de proprietate de litere, direct în blocul universității. Mai mult carte. În epicentrul acesta se află muzeile din oraș, Biblioteca Națională, și eu vreau să cred că un tip de posibilități care vor fi oferite în acest an de diferite instituții culturale și de educație vor duce un amploare nou și Bookfest-ul. Este imposibil de imaginat Bookfest-ul fără de Asociația Editorilor de România și fără directorul executiv acesteia, domnul Mihai Vitrichi. Vreau să spun un lucru. Nu apare practic niciodată în plan și sărește de aceste lucruri. Toată merită pe deplin. Stimate domnule director, vă mulțumesc și pentru acest efort în acest an care l-ați depus în colaborare cu partenerii noștri. Vă rog. Mulțumesc frumos, domnul director, domnule ministru, doamna Vitilei. Aș vrea să încep prin a saluta pe unul dintre cei mai buni prieteni ai salonului de carte Bookfest, domnul Sergiu Harea, prezent aici. Mă bucur să vă revăd în onoare. Domnul Harea ne-a sprijinit încă din 2017, dacă nu mă înșel, pentru că, trebuie să vă spun, am mai spus-o și altă dată, mai ușor să treci un camion cu țigări, vama română, moldoveană, să treci un camion cu cărți.
și domnul Barea a făcut să fie ușor să vrea și camionul, că îți mulțumim frumos. Anul acesta, implicarea Camerei de Comerț a fost una consistentă și de asta sper că toată lumea va deveni conștientă în următoarele zile că în Chișinău începe să se respire Bumfest. V-a spus domnul Șarov, toate spațiile universității sunt consacrate organizării de evenimente. Biblioteca Națională organizează seria de evenimente proprii. Aici vor fi evenimente și în sala în care ne aflăm, și la etaj vom avea o parte logistică. Și mi-a mai dat seama de un lucru în timp ce vorbea domnul ministru. Cred că noi venim aici, la Chișinău, ca să învățăm cum ar trebui gestionată cultura scrisă de către un minister al culturii. Din păcate, în România, măsurile pe care le-a evocat domnul ministru Protan sunt încă la stadiul de deziderat. Așadar, sunteți pentru noi un exemplu și un laborator de încercare pentru a înțelege cum ce impact au măsurile de stimulare a consumului de carte în două țări care, din păcate, sunt pe ultimele locuri la consumul de carte în Europa, România fiind chiar cea mai mică piață de carte pe cap de locuitor din întreaga Uniune Europeană. Revenind însă la mesajul optimist, pentru că îmi place să închei într-o notă optimistă, asta înseamnă că o să mă apropii de final, aș vrea să remarc faptul că suntem un proiect foarte mic, tânăr. Bucfestul a început în 2006, ceea ce pentru... 16. 2006. Bucfestul a început în 2006 și după doar 3 ani, editorii din România au sesizat nevoia de a căpăta o dimensiune internațională. În 2009 s-a pus problema unui invitat de onoare după modelul pe care l-au saloanele și târgurile de carte prin afară și din 2016 ne-am bucurat să venim la Chișinău ca urmare a unei inițiative a celor doi miniștri ai culturii din vremea respectivă, Vlad Alexandrescu și Monica Babuc. De atunci a început colaborarea cu domnul Igor Șarov și eu sper să continue foarte mult. Domnul Igor Șarov, care câteodată mă întrece în modestia, a uitat să precizeze faptul că este președintele de onoare al Salonului de Carte Bucfest Chișinău, lucru pentru care îi mulțumesc foarte mult și sper ca mulți ani de acum înainte să avem această ocazie de a vă prezenta această titulatură. Dacă vor fi întrebări din partea noastră tehnice cu privire la datele Bucfest, le aștept cu plăcere, însă eu mă opresc aici. Mulțumesc! Stimate domnul Tricu, vă mulțumesc și eu și înainte de a trece la întrebări, am să vă prezint și lista partenerilor noștri, fără de care, cu siguranță, acest eveniment va fi avut loc. Deci, sincer apreciez Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, pentru suport acordat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bucfest și numărul 22 și personal domnului secretar de stat Adrian Dupu. Proiectele care au fost realizate pe parcursul mai ultimului an în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, dotarea unui studiu la Facultatea de Jurnalism, deschiderea unui centru de informare a României la Facultatea de Istorie, renovarea de apoi universitare, finanțarea proiectelor de știință, sunt doar o parte de acestea. Vreau să repet, suportul din partea României este unul enorm, atât la proiectele educaționale cât și cele culturale, ori Bucfestul și Festivalul Teatrului Naționale au devenit unele din evenimentele centrale ale anului. Cel mai sincer mulțumit de Ministerul Culturii celor două state, stimate domnul ministru, profit de prezența noastră aici, pe loc și domnul ministru al Culturii al României, domnul Ion Romașcanu, pentru contribuția și pentru susținerea financiară acestui eveniment. La fel mulțumim pentru suportul logistic Camerei de Comerț în Republica Moldova și personal profesor secretaria, stimate domnule președinte Harea. Toate aceste procese de logistică la care s-a referit domnul Mihai Mitrică în anii precedenți și în acest an, rezolvăreți o echipă extraordinară care a asigurat reușita acestui viață până la acest moment. Sigur, pentru implicare în organizarea Bibliotecii Naționale Publicii în Moldova. Totodată, atunci, sincer, mulțumim față de partenerii noștri strategici. Proiectul Tehnologiei Viitorului, care este finanțat de USAID și Ambasada Sovietiei, pentru susținerea și lor continuă a inițiativelor noastre, oricât de ambițioase, precum este și această ediție a Salonului Internațional de Carte. Această locație de record, parcursul ultimii jumătăți de ani, a devenit deja un centru de atracție, s
sper că și această gală imediată de cinătate, care o rezumie următoarele 5 zile Salonul Carte Bofes, corespundă tuturor gripărilor. Biserii și studenții au reprezentat întotdeauna parteneriat strategic pentru Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării și pentru Universitatea de Stat de Moldova și susținem cât în 2007 și industrie creativă, din care fac și parte, după cum am venit, pornit și subsectorul editării de carte. Astfel, sprijinul popoarelor americani, suedezi și britanic, au fost lansate centrele ArtCore și MediaCore. Și aici trebuie să duc sincer mulțumirea ambasadorului SUA și menții sale Kent Longstone pentru susținere. Grație ambasadei SUA, echipii MediaCore, s-a făcut posibil ca pe festul de 2022 să realizeze aici, în noua hală, proaspăt construit alături de MediaCore, care va fi, după cum am pomenit, gazdă a salonului pentru următoarele zile. Și aici aș vrea cum întâmplăți să menționez și aportul colegilor mei la Universitatea de Stat în Moldova. O muncă e norma. Cuvântul împreună ne-a însoțit în toată perioada aceasta de timp. Partenerii de care am vorbit, echipul de Maveria Cor, care vede în această sală și mulțumesc foarte mult, colegilor de la Camera de Comerț, la Biblioteca Națională, care au depus o muncă enormă, care nu se vede, dar sper să fie de un bun augur. Colegii din toate direcțiile de la Universitate și această echipă a fost, într-un fel, ghidată sau coordonată de către profesorul universitar, Sergiu Bozoriu, profesor de cadrul Facultății de Istorie, care a început cu anul 2016, când în calitate de coordonator, de consultant în Ministerul Culturii, a asigurat o bună reușită acestui an. Vă mulțumesc foarte mult și bine la dispoziția noastră pentru a răspunde la întrebări. Domnul rector, domnul ministru, spune că a fost scris de 30 de edituri. Cât de Republica Moldova și cât de România este, dacă asemenea cifră? Domnul director, vă rog. Sunt cam 25, dacă nu mă înșel eu, de edituri din România, 25 de standuri din România și 5 din Republica Moldova. De ce nu este asociația editorilor din Moldova aici? Lângă scriitorilor? Un târg de carte se organizează în sala în care se organizează, nu da. Aici. Suntem delegați câțiva să răspundem la întrebări. Da, mulțumim. Nu am găsit. Da, domnule, cred că vă mie discuză. Dacă uiteți prezența a președintelui Camerei de Comerț, a domnului Sergiu Harea, în această sală care este alături noi și dispus să răspundă la întrebări, dacă vă punem toți reprezentanții în față, este una, una foarte mare, așa se înseamnă că Uniunea Editorilor din Republica Moldova nu este alături și nu participă la aceste evenimente. Uniunea Editorilor cu Asociația Editorilor sunt printre partenerii acestui evenimente. În acest an, Bookfest are loc la Universitatea de Stat din Moldova. Anii trecut era la Codexpo, la Părți, și am făcut să acceptați această invitație sau această oportunitatea de a prezenta. Aș putea răspunde eu la această întrebare. Da, răspuns, în anii precedenți, domnul Șarov căuta unde să organizeze Bookfest-ul. În anul acesta nu a fost greu să-l convingem, să accepte. Și eu mă bucur că, iată, în această hală nouă, în acest studio, în acest studio cinematografic, dacă doriți, media, primul eveniment major este Salonul de Carte Bookfest și este un semnal foarte bun. Este o sală polivalentă care va servi industriilor creative în masă. De aceea chiar mă bucur să inaugurăm această sală cu festivalul Bookfest. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această precizare, stimate domnule ministru. Și dacă ne uităm în istorie, istoricul salonilor de carte, vorbim de 2016 a Bookfest-ului, a avut diferite locații. Fie că în Piața Mare, Atelier Națională, fie că în Biblioteca Națională, fie că unul din muzee, ori în Biblioteca Unisicor Ghibu. Și de fiecare dată încercam diferite metode de a duce ceva mai bun. Adevărul că după 2016, la prima revedere de domnul Trică în Chișinău, nu am găsit niciun spațiu care corespunde exigențelor înaintate de către
Asociația Editorilor din România, fiind anumite rigori de organizare asupra acestor dilemete decât Moldescu. În ultimul timp apare și Universitatea de Statul Moldova, sper să apară și noi vocații, dar noi ne dorim să aducem mai aproape de cititori, mai aproape de studenți. Și acest centru al Chișinăului, da, care îmbină în sine muzeile, care îmbină bibliotecile și supra acestor universitar, se corespundă a suflului bufestului. Regele Ferdinand spunea că nu zidurile fac o școală, dar spiritul care dorește în ea. Facem aceste patru etaje ale Mediacorului, prin mă bucur că, pe lângă contractul care a semnat cu Mediacorul, ele sunt folosite de studenți pentru realizarea a orilor de studii. Diferite elemente. Tot încercăm, respectiv, să aducem la un nivel calitativ nou, inclusiv acest dedicat profesor. Vreau să aduc sincer mulțumim doilei ministri, domnului Vasile Graba, în Braga, doamna Iona Maxenciuc și echipii de la UCD, care cu toate deschiderea proiectului tehnologiei viitorului sunt alături de noi pentru diferite acțiuni în cadrul acestor elemente. Vă mulțumesc! Spațiul pe care îl avem aici este mai mic, evident, decât cel pe care îl aveam la Modescu și pe care, din păcate, nu ne putem accesa. Dar eu sper să compensăm această reducere a spațiului cu diversitatea editorială pe care o avem. Trebuie să țineți cont de faptul că am trecut prin 2 ani de pandemie, când au apărut mai puține titluri. Și producția de carte a scăzut nu doar în România, ci și în Republica Moldova. Titlurile noi sunt în sine un pariu. Orice titlu nou, dacă nu are măcar condițiile minimale de apariție pe piață, reprezintă un pariu pierdut. Fiind în pandemie, cu librăriile închise, cu lanțurile de aprovizionare gătuite și cu posibilitatea de a promova cartea cu lansări și cu autori reduse, editorii, evident, au avut o producție mai scăzută de titluri noi. De aceea, relevanța pe care o are Bufestul este dată tocmai de selecția de titluri pe care o avem. Eu cred că și de numele care vor veni aici pe scenă, pentru că noi nu vom ocupa scena foarte mult timp, o lăsăm pentru autorii și scriitorii din România și din Republica Moldova, care vor umple cele 5 zile ale Bufestului. Și numele pe care le-am pus pe afiș, atât din România cât și din Republica Moldova, cred că sunt o invitație în sine la acest eveniment. Salut, cu plinte și nu compus de carte, vor fi apreciate cele mai bune cărți sau cum va fi? Tradiția Bufestului este să nu mai facă ierarhii. Nu există cea mai bună editură, nu există cea mai bună carte, nu există, pentru că aceste ierarhii subiective nu fac decât să pună în umbră celelalte cărți care pot să fie la fel de bune sau ceilalți autori care pot să fie la fel de bune. Există instituții specializate, reviste culturale, organizații ale preselor, care pot să stabilească unele ierarhii. Treaba noastră, ca organizatori ai unui salon de carte, este să oferim o vizibilitate, să-i spunem așa, democratică tuturor, iar publicul decide. În acest an se vor găsi cărți în exclusivitate în limba română, dar de cât înțelegem, cum citiți undeva, cum se vor găsi cărți în limba rusă, în engleză, da? Nu, este, sunt editate editurile care își aduc titluri de carte care sunt editate de către edituri. Deci, vom găsi o gamă variată a cărților. Spre deosebire de anii precedenți, sunt prezente editurile, nu și librăriile. Pentru că librăriile care există în oraș și care de noi are posibilitatea să duc să-și procure o carte. Una din ideile centrale acestui salon este reducerile masive, în care putem fără de urmă cu Neceau să procurăm cartea. Și principalele edituri din România, atât din Republica Moldova, sunt prezente la acest salon. Și dacă te duc de număr de cărți care vor figura în bibliotecile din Republica Moldova, ca urmare a donațiilor care sunt oferite de către
Iar de totuși suntem la numărul de volume constant care a fost oferit în anii precedent. Din păcate, după cum au vorbit colegii, ultimii 2 ani legați de COVID, ne-au făcut să nu vină acest important să-l aplicat la Chișinău. Domnule, dacă sunt mai puțin de cum că nu cinci minuturi, textul e numit sau leviți? Să nu individualizăm. Veți vedea lista, va fi lista afișată. Da. Ar trebui să le recităm pe toate. Dar lista este, fiindcă de motive de corectură ar trebui să se scrisă tuturor celor 30 ani de editori, dar există și programul respectiv al elementelor și vreau cu această ocazie să ne invităm și la deschiderea oficială a acestui eveniment, la care vor fi prezenți în alți reprezentanți atât din România cât și din Republica Moldova, care va avea loc la orele 12, ziua de 31 august, aici, la Mediacor. De regulă, s-au luat în carte în loc de mediar pătălbiri. Anul acesta, în principiul ocazie, de ziua de 31 august, sărbătoarea noastră, limba noastră coincide și cu deschiderea Bucfestului. După mine este un element simptomatic și element. Dacă nu sunt întrebări, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care ați adus invitații noastre și vă inter nu numai la deschidere Bucfestului, ci și la elemente care vă rog pe parcursul acestei zile, aici, la Mediacor, cât și în spații care sunt oferite de Universitatea de Stat de Moldova și instituțiile culturale din Republică. Avem nume sonore, nume prieteni în acest an. Nu le dați. Programul la deschidere oficială de... Da. Normal, da? Da, da, exact. Da, vă mulțumim. Da, vă mulțumim. Mulțumim. La revedere. La revedere. Da? Poți să vă puneți în 3-a 5-a 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 5-a